Ca de fiecare dată și în seara aceasta, aș vrea să spun împreună cu toți cei ce sunt în casa lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, binecuvântat să fie Domnul Iisus și binecuvântat să fie Duhul Sfânt. Amin. Mă gândeam acum, sunt aici pe bancă, ce frumos ar fi dacă s-ar împlini în seara aceasta un cuvânt al Apostolului Pavel care a spus: atunci când sunt slab, sunt tare. În a doua epistole către Corinteni, pare mi se capitolul 13, Pavel făcea aluzie la faptul că Hristos se poate proslăvi mai bine atunci când noi suntem în slăbiciune. Spun lucrul acesta pentru că stau în fața dumneavoastră după o perioadă în care am avut probleme de sănătate și măcar că mă simt mai bine, n-au plecat cu totul urme, consecințe încă mai simt. Am ales în seara aceasta să citesc un pasaj aflat în încheierea Evangheliei lui Ioan. O scriere care a fost așezată în pagină pe la sfârșitul primului veac creștin, la aproximativ 60 de ani de când s-au derulat evenimentele despre care Ioan scrie. Dar atât de tare a fost pătruns Ioan de toate aceste lucruri, încât le-a ținut minte de parcă s-ar fi întâmplat în săptămâna de dinainte. Când a scris această Evanghelie, se pare că se găsea la Efes, către sfârșitul vieții lui. Aș vrea să vă reamintesc, Ioan a fost un om simplu, pescar. Dar cercetătorii Scripturilor spun că Evanghelia pe care o scrie este cea mai profundă din cele patru Evanghelii canonice pe care noi le avem în Biblie. Când eram mai tânăr și am auzit aceste afirmații, am încercat să înțeleg oare în ce constă frumusețea acestei Evanghelii. Cu timpul, Duhului Dumnezeu s-a ocupat de mine și m-a ajutat să înțeleg. Uitați-vă de bună oară cât de frumos începe această Evanghelie a lui Ioan. Cu o putere de pătrundere extraordinară dată de Duhul Sfânt, el își începe scrierea spunând: la început era Cuvântul. Și Cuvântul era cu Dumnezeu. Și Cuvântul era Dumnezeu. Despre acea vreme la care oamenii cu mijloacele lor obișnuite de investigare n-or să poată ajunge niciodată. Despre vremea aceea când, așa cum stă scris în Proverbe, capitolul 8, nu era încă nici pământul, nici câmpiile și nici măcar cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Ioan, prin Duhul Sfânt, vede și spune: la început era Cuvântul. Și Cuvântul era cu Dumnezeu. Și Cuvântul era Dumnezeu. Nu știu dacă puteți pătrunde frumusețea acestor cuvinte. Dar v-aș propune un exercițiu spiritual, dacă vreți. Într-un moment când vocile îngrijorărilor de afară nu vă mai deranjează, într-un moment când faceți liniște, când reușiți să faceți liniște în lăuntrul ființei dumneavoastră, când toate lucrurile din jur s-au liniștit, închideți ușa camerei după dumneavoastră și așezați-vă undeva deoparte în liniște și recitați cu ochii închiși, cu glas tare, aceste cuvinte și cugetați la ele. Recitiți-le, recitați-le odată, recitați-le de două ori, recitați-le de trei ori, până când veți fi pătruns de frumusețea lor. Și veți vedea, veți începe să vedeți ce mare Dumnezeu avem și cât de mici sunt problemele care ne întristează pe noi în lumea aceasta.
Citește apoi în același capitol al Evangheliei după Ioan, în versetul al 14-lea, o altă declarație uimitoare în care Ioan spune prin Duhul Sfânt: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. O asemenea afirmație, atât de frumoasă, atât de bogată, nu veți găsi în nici una din scrierile celorlalte religii. Pentru că această afirmație a fost făcută prin Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! Amin. Mi-aș dori să vă trezesc dragostea pentru această Evanghelie după Ioan. Și apoi, prinși în flacăra acestei dragoste față de Cuvântul lui Dumnezeu, de la Evanghelia după Ioan să trece la o altă scriere și la o altă scriere și să ajungem să fim plini de Cuvântul lui Dumnezeu. Am convingerea deplină că atunci când noi vom fi plini de Cuvântul lui Dumnezeu, când vom fi înflăcărați și plini de pasiune pentru rugăciune, biserica aceasta va fi în legătură directă cu cerul și vom vedea răspuns la rugăciunile noastre și vom vedea izbândă și biruințe, indiferent ce se va întâmpla în jurul nostru. Credeți lucrul acesta? Eu cred. În seara aceasta am citit un pasaj din finalul acestei Evanghelii. De fapt, mai urmează ceva. Noi n-am citit până la capăt. Poate că într-o altă împrejurare vom vorbi și despre ceea ce urmează. Despre cum iau naștere zvonurile printre frați. Dar în seara aceasta nu despre asta vreau să vorbesc, ci despre ce a dus în viața lui Petru dragostea pentru Iisus. Ioan, când scrie acest capitol, undeva în versetul 14 ne spune că această discuție dintre Domnul Iisus și Petru a avut loc în cadrul celei de-a treia întâlniri în care Domnul Iisus, după învierea Sa, s-a arătat ucenicilor Săi. Probabil că Ioan, când face această afirmație, nu contabilizează și arătările particulare, individuale, când Domnul s-a arătat la un ucenic sau la doi. Prima arătare unui grup de ucenici a fost în seara zilei învierii, când erau cu ușile încuiate de frica iudeilor și Domnul, fără să aibă trebuință să-i deschidă cineva ușa, a ajuns în mijlocul lor și le-a spus: pace vouă. Pentru că în momentele acelea, aceasta era cea mai mare nevoie a lor, nevoia de pace. Erau tare tulburați. Unul dintre ucenicii Domnului lipsea de la întâlnirea aceea. Și evanghelistul Ioan ne spune că 8 zile mai târziu, în același loc și tot seara, și tot cu ușile închise, erau ucenicii și Domnul s-a arătat a doua oară în mijlocul lor. Și cel care își declarase necredința este invitat să-și pună degetul în rănile Domnului Iisus. Aceasta probabil era cea de-a doua împrejurare în care Domnul se arăta unui grup mare de ucenici. Iar a treia este întâlnirea aceasta de la Marea Tiberiadei. Eu aș putea să cred că a avut loc în cea de-a doua săptămână care a urmat învierii Domnului Iisus. Dacă în ziua din tâia învierii ucenicii erau încă la Ierusalim, dacă peste 8 zile se găseau în același loc, adică tot în Ierusalim, la această întâlnire ei se găseau deja în nord. Undeva pe malul Mării Galilei. În seara aceea, într-o seară, Petru a spus: eu am să mă duc să prind pește. Un cuvânt pentru care mulți predicatori l-au criticat și l-au condamnat pe Petru ca și când el ar fi avut tendința să se întoarcă la vechea lui pasiune de dinainte. Nu-i sigur că era o pasiune pentru Petru pescuitul. În vremea aceea pescuitul reprezenta un mijloc de a-ți câștiga pâinea.
Și mă gândesc că apostolul Petru s-a uitat în jurul lui și a văzut că nu mai aveau pește și s-a simțit răspunzător să facă ceva pentru grupul fraților lui. Și a zis, asta știu să fac cel mai bine și asta vreau să fac pentru că de asta este nevoie. Și ceilalți care erau cu el în grup au spus, mergem și noi cu tine. Știți ce este frumos în toată această ieșire împreună la pescuit? Faptul că ucenicii știau deja despre faptul că Petru s-a lepădat de Domnul și a avut acea experiență a căderii și totuși l-au primit încă printre ei în grupul lor și nu i-au reproșat ei nimic. Și n-au încercat ei să-l reabiliteze, să-l îndrepte pe Petru, ci au lăsat lucrarea aceasta să o facă Domnul Iisus. În dimineața care a urmat unei nopți unde n-au prins nimic, veneau spre țărm cu corabia goală, cu barca goală și Domnul le aștepta pe țărm. I-a întrebat de la depărtare, copiii, aveți ceva? Și ei au spus, nu, n-avem nimic. Pentru că toată noaptea, 7 bărbați pescuiseră și o bună parte dintre ei erau pescari de meserie, dar n-au prins nimic. Domnul i-a așteptat pe mal. I-a hrănit acolo pe mal cu pâine și cu pești și apoi Domnul Iisus s-a ocupat de apostolul Petru. Pasajul pe care noi l-am citit descrie tocmai reabilitarea apostolului Petru. Pentru că Domnul i s-a arătat acolo, aș putea să afirm, din două motive. Mai întâi, pentru ca să-i convingă încă o dată pe ucenici de realitatea învierii Lui. Pentru ca ei să poată să fie martori ai învierii plini de îndrăzneală. Știți când Petru pleacă în Cezareea și ajunge în casa lui Corneliu, în Fapte, capitolul 10, versetele 39 și 40, el vorbește despre Iisus care umbla din loc în loc și făcea bine norod și izbăvea pe cei ce erau apăsați de diavolul pentru că Dumnezeu era cu el. Și Petru afirmă, noi suntem martori ai Lui, pentru că noi am mâncat și am băut împreună cu El după învierea Lui. Și această convingere nu va putea smulge nimeni din inima lui Petru. La fel va mărturisi și Ioan când își începe apoi epistola 1 Ioan, capitolul 1, versetele 1 și 2, dacă veți citi și acolo. Un al doilea motiv pentru care se arăta acum Domnul și stă de vorbă cu ei și în mod particular cu Petru, este că Domnul voia să-l reabiliteze pe Petru nu doar într-o discuție privată, deoparte să nu știe nimeni, ci în mijlocul fraților lui, ca să știe și ceilalți că Petru a fost reabilitat chiar de Domnul. După ce au mâncat, Mântuitorul a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Aș vrea să vă spun că dacă aș fi fost acolo, probabil că i-aș fi pus lui Petru o cu totul altă întrebare. Oricare dintre noi ne-am fi găsit în dimineața aceea acolo și am fi avut posibilitatea să punem întrebări, am fi pus alte întrebări, numai aceasta nu. Dar Domnul pune această întrebare pentru că vreau să înțelegem cu toții cel mai important lucru este dragostea noastră pentru Domnul Iisus. Nu neapărat volumul mare de cunoștință din diferite domenii, talentele, înzestrările noastre pe care, de fapt, Dumnezeu le-a pus în noi sau a îngăduit să le dobândim prin educație și citind și ascultând oameni deosebiți, nu asta. Cel mai important lucru care are valoare înaintea lui Dumnezeu este dragostea noastră pentru Iisus. Mântuitorul Iisus, pe malul Mării Galilei, pune lui Petru de 3 ori această întrebare. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Am auzit multe explicații asupra acestei întreite întrebări. Una dintre ele
Sunt sigur că ați auzit-o și dumneavoastră. În limba greacă, pentru cuvântul, pentru verbul acesta, iubi, există 4 verbe diferite. Cu 4 sensuri diferite. N-am să intru acum în proexegeza textului, dar au venit unii predicatori și au spus, prima dată când l-a întrebat Domnul pe Petru, l-a întrebat cu sensul dragostei agape, iar Petru a evitat să răspundă Domnului cu sensul, cu verbul care are sensul acesta, al dragostei jertfitoare. Și ar fi răspuns cu altă versiune a unui verb recest să ocolească puțin lucrurile. Apoi Domnul a pus aceeași întrebare, folosind în întrebarea lui iarăși verbul grecesc agape, a dragostei, care definește dragostea jertfitoare. Și Petru a încercat din nou, se spunea, un răspuns așa evaziv, folosind un termen grecesc pe care noi îl traducem cu a iubi, dar care are o nuanță puțin diferită. Aș vrea să vă spun că explicația aceasta, deși este foarte ingenioasă, ea nu este suportată de realitate. Pentru că, dați-mi voie să vă spun, erau galileieni toți aceia care erau acolo la discuția aceea părtași. Și când doi galileieni stau de vorbă pe malul Mării Galilei, n-aveau niciun motiv să vorbească în limba greacă. Am mai spus-o probabil și în alte împrejurări. Ca și cum aș întâlni cu vreunul dintre dumneavoastră undeva, să zicem, în Statele Unite, în sudul Statelor Unite, hai să zicem în Atlanta, și stăpânim engleza așa cum o stăpânim. Și în loc să vorbim în parcare acolo la un magazin în Atlanta, în limba engleză, cred că ne vine mult mai ușor să vorbim românești, nu-i așa? Sau dacă ne-am întâlnit într-o parcare a unui mall din România, aflați în vizită în România, pentru că avem și cetățenie canadiană, oare ne-ar fi la îndemână să vorbim francez acolo, cu accent? Nici vorbă. Am vorbit românește, pentru că asta este în ființa noastră, în fibra ființei noastre. Și eu cred că galileienii aceia vorbeau acolo limba aramaică. Poate că o vorbeau cu accent de Galileea, puțin diferit, dar vorbeau limba aramaică. Apostolul Petru, pe de altă parte, era un om simplu, nu prea era interesat el de subtilitățile lingvistice a unei limbi care era foarte bogată în vremea aceea. Era un om dintr-o bucată. Alții au venit și au spus, Domnul i-a pus 3 întrebări lui Petru, pentru că noaptea aceea de tristă amintire, Petru s-a lepădat de Domnul Iisus, tot de 3 ori. Și atunci ar fi cumva 3-3. Asta din punct de vedere statistic. Însă dacă ar trebui să ne cerem iertare de la Domnul pentru toate greșelile noastre, una câte una, apoi cred că nu ne-am mai duce la lucru. Și de dimineața până seara numai tot am stat și ne-am cer iertare de la Domnul pentru asta, pentru cealaltă, pentru cealaltă și mâine am luat-o de la capăt. Pentru că suntem oameni și nimic din ceea ce este omenesc nu ne este străin, spunea George Coșbuc, dacă nu dau greș. Domnul i-a pus această întrebare și Petru răspunde de 3 ori, declarându-și dragostea față de Domnul. Și după fiecare răspuns, Domnul îi dă o sarcină lui Petru. Mai întâi îi spune, dacă mă iubești, paște-mi rușii mei. Apoi, la al doilea răspuns al lui Petru, Domnul adaugă și zice, paște oițele mele. Și în al treilea rând, sau după al treilea răspuns, Domnul îi zice din nou lui Petru, paște oile mele. Și cred că cel mai important lucru pe care trebuie și putem să-l învățăm de aici, este faptul că dragostea față de Domnul ne aduce întâi de toate responsabilități. Dacă spui că iubești pe Domnul, înseamnă că trebuie să simți această responsabilitate a slujirii Lui în locul în care Dumnezeu te-a așezat și în slujirea pe care Dumnezeu a așezat-o în fața Dumnezeu tale. Dragostea față de Domnul Iisus ne aduce întâi de toate responsabilități. Ne responsabilizează.
Nu poți să spui îl iubesc pe Domnul și să stai nepăsător față de nevoile bisericii, față de nevoile fraților tăi sau față de nevoile surorilor tale. Față de nevoile celui ce trece prin lipsul strâmtorări, poate în suferință, poate nu se poate descurca, se simte singur sau cine știe ce alte probleme ar mai putea să aibă. Dacă spui că îl iubești pe Domnul, ar trebui să simți responsabilitatea slujirii. Dacă în seara aceasta ar fi trebuit să vorbesc în fața unor frați chemați să fie slujitori, poate că aș insista mai mult aici asupra faptului că turma pe care slujitorii Domnului trebuie să o păstorească presupune diferite vârste spirituale. Mielușei, oițe și oi. Trei categorii spirituale care toate împreună formează turma Domnului Iisus. Și despre toate Domnul spune, sunt ale mele. Nimeni n-ar trebui să creadă că turma este a Lui. Pentru că turma este a Domnului Iisus Hristos. Și ai Lui suntem și noi, binecuvântați să fie numele Lui. Dacă sunt trei categorii de vârste spirituale, negreșit aceste trei categorii au nevoi diferite și posibilități diferite. Pentru că nu poți să ceri de la un mielușel ceea ce ceri de la o oaie. Nici măcar de la o oiță nu poți să ceri ceea ce ceri de la o oaie. Nu cunosc prea multe despre domeniul acesta. Mi-aduc aminte în vremea copilăriei mele, părinții aveau câteva oi acasă. Eu eram un copil mic și nu aveam prea multe jucării în casa părintească. Așa de bucuros eram în prag de primăvară când aveam câțiva mielușei acolo. Dar lucrurile acestea s-au petrecut de mult și n-aș putea să pretind acum, dacă m-a ajutat cândva cu mielușei să spun că știu prea mult, că știu multe despre oi. S-ar putea întâmpla printre ascultătorii mei să fie unii care știu despre oi mai multe decât știu eu. Nu pretind că știu totul. Dar așa să vă spun că atunci când am încercat să înțeleg aceste trei vârste spirituale în biserică, pentru prima dată m-am gândit că ele reprezintă pe copii, apoi pe tine și pe creștinii în vârstă. Însă când am cântărit mai bine lucrurile, mi-am dat seama că mă înșel. Că lucrurile nu stau chiar așa. Că vârsta biologică nu are nimic de a face cu vârsta spirituală a unui creștin în biserică. Pentru că dați-mi voie să vă spun, am întâlnit tineri care au fost, care sunt foarte maturi în credință. Și am întâlnit oameni înaintați în vârstă, de la care te-ai aștepta la mult. Și nu au foarte multă maturitate. Este trist ce spun, dar este o realitate. Apostolul Petru este chemat de Domnul să se ocupe de toate aceste trei categorii spirituale din turma Domnului Iisus. Nu cred că e o întâmplare faptul că întâi Domnul i-a menționat pe mielușei. Pentru că mielușeii poate că au nevoile cele mai mari. Și poate că ei sunt cei mai vulnerabili. Pentru că ei trebuie să îngrijiți cu cea mai mare atenție. Apoi Domnul a amintit pe oițe și apoi pe oi. Dorința Domnului Iisus este ca noi toți să devenim maturi în credință. Să fim adevărate oi care să aducă un folos stăpânului lor. Că miei și oițele încă nu aduc prea mult folos. Poate au prea multă energie, poate trebuie alergat după ei. Poate necesită o atenție specială, poate necesită o îngrijire aparte. Dar Domnul îi spune lui Petru, ocupă-te de toate trei categoriile. Vedeți? Într-o paranteză aș vrea să vă spun, eu nu prea agrez cu ideea păstorilor de tineret, a păstorilor muzicali, a păstorilor, mai știu eu câte forme de păstori au inventat frații noștri de la Sud.
Ideea pare foarte interesantă. Se spune că un păstor tânăr se poate apropia mai bine de generația tânără. Eu nu prea cred lucrul acesta. Eu cred că dacă un om este un om al lui Dumnezeu, el are răspuns pentru nevoile fiecărei generații din biserica lui, de care trebuie să se ocupe. Din biserica în care el face parte și în care el slujește. Iertați-mă, am folosit o expresie nepotrivită. Biserica lui. Nu e a lui. Mai înainte am spus că nu e a lui. Variantele astea cu tot felul de păstori, de tineret și păstori muzical și astea nu și-au temeiul în Biblie. Petru trebuia să se ocupe de toate cele trei categorii. Dumnezeu mi-a spus lui, Petre, ți dau pe ea mai bătrâni, că tu ești cel mai matur în grupul ăsta, ai și anume calități de lider, iar pe Mielușei îi dau la Ioan, că Ioan e cel mai tânăr din grup. Ioan, pe vremea aceea, cred eu, era un flăcăiandru. Toate cele trei categorii îi erau atribuite lui Petru să se ocupe de ele. Nu o să intru în detalii ce înseamnă a Paște, dar am să spun doar atât că acest verb definește o sumă sau un complex de activități care au de-a face cu îngrijirea spirituală a sufletelor celor care sunt în turma Domnului Iisus. Și dacă vrea cineva să-L slujească pe Domnul, atunci este loc destul de slujire în turmă. Doamne, ajută-ne la aceasta. În al doilea rând, dragostea lui Petru pentru Domnul Iisus, după ce că i-a adus responsabilități, aș vrea să vă spun și am să fiu sincer cu dumneavoastră, în al doilea rând, i-a adus suferință. Vă duceți aminte în ziua cincizecimii când s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei, peste cei 120 și plin de bucurie cum le da Duhul să vorbească, vorbeau despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Și în mulțimea adunată acolo în Ierusalim cu prilejul acelei sărbători s-au găsit unii care aveau simțul umorului. Le plăcea să creeze atmosferă, păreau că ei știu răspunsul la tot ce se întâmplă. Și au spus, sunt beți, sunt plin de must. Și probabil că la anecdota aceasta ieftină, alții cu tot atâta minte vor fi râs. Dar nu era nimic de râs acolo, era lucrarea lui Dumnezeu. A venit o vreme în care Petru și Ioan au fost aruncați în temniță. Au fost chemați înaintea soborului să dea socoteală pentru credința lor și pentru mărturia lor. Și li s-a pus în vedere să nu mai învețe pe norod în numele Domnului Iisus. Și Petru, plin de o înțelepciune pe care nu o găsește la oameni, îi întreabă pe interlocutorii lui, spuneți voi, oare este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu? Întrebarea asta le-a dat șahmat. Cum să spună, ascultați mai mult de noi decât de Dumnezeu? Nu se făceau ei vinovați? Așa că Petru le-a dat șahmat cu această întrebare, pentru că Duhul lui Dumnezeu i-a pus înțelepciune și cuvinte pe buze. A venit o vreme când Irod și-a găsit plăcerea în a se distra cu creștinii. A pus mâna pe unii dintre ei și chinuia. Și apoi l-a prins pe Iacov, fratele lui Ioan, unul din cei doi fii al lui Zebedei, și i-a tăiat capul cu sabia. Și pentru că a văzut că lucrul acesta place norodului, a zis, dacă tot am găsit ceva ce nu mă costă nimic, și aș putea să câștig simpatia norodului, ia să mai pun mâna pe încă unul. Și al doilea prins este Petru. Și pentru că era praznic, a zis, îl țin până după praznic. Și îl ținea închis, legat bine, ca și cel mai mare făcător din Țara Sfântă. Și Petru, între soldați, dormea legat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar în noaptea aceea, de dinaintea execuției lui, un înger al Domnului se arată acolo în temniță, îl trezește pe Petru în timp ce ceilalți erau sub anestezie și face să cadă legăturile de la mâinile, de la picioarele lui și spune, Petre, încalță-te și îmbracă-te. Petre, trezește-te bine, dezmeticește-te. Petre, vino după mine. Și ușile temniței în fața lor se deschid una câte una, ca și cu telecomandă. Și străjerii dorm în toate părțile ca anesteziați, cum spuneam mai înainte.
Și Petru iese în cele din urmă în ulița cetății. Era noapte târzie. Era întuneric. Nu erau reclame luminoase. Nu erau becuri. Era întuneric și zice Petru, acum văd lămurit. Acum văd cu adevărat că Dumnezeu a trimis pe Îngerul Său să mă scape. A trecut Petru prin multe. Iar în finalul vieții lui, spune tradiția creștină și probabil că într-o anumită măsură este adevărată, că Petru a murit ca martir la Roma. Mă, prezența lui la Roma, unii o pun sub semnul întrebării. Dar cert este că Petru și-a dat viața pentru Domnul ca martir. Aș vrea să vă spun, dragii mei, un lucru. Ar fi putut să aibă o viață liniștită. Să se întoarcă la pescuitul lui pe malul Mării Galilei. Să prindă pești, să plătească taxe, să-și crească copiii și apoi, la vremea bătrâneților, să aștepte să se ocupe alții de el. Dar din dragoste pentru Domnul Iisus, Petru a ajuns să sufere. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, că s-ar putea lucrul acesta să ni se ceară și nouă. Poate că pentru creștinul modern sună șocant să-i spui că s-ar putea să vină vremea să sufere și el pentru credința lui. Dar oare nu observați dumneavoastră în societate schimbarea aceasta din ultima vreme? Că suntem tot mai disprețuiți și tot mai acuzați? Considerați ca originea și zvorul multor probleme din societate? Nu sesizați cum s-a schimbat, așa cum s-a schimbat altădată în Egipt, atitudinea egiptenilor față de poporul acela care venise din Canaan să locuiască printre ei? La început i-au privit pe evrei ca pe niște oaspeți de seamă și după aceea ca pe niște tolerați și după aceea ca niște oameni de care trebuie să te folosești, să tragi folose cât poți mai mult și în final să te debarasezi de ei? Aș vrea să vă spun, dragii mei, că s-ar putea întâmpla ca unii dintre noi, poate eu, poate dumneavoastră, poate copiii dumneavoastră, să pecetuiască dragostea sau să pecetuim dragostea noastră față de Iisus prin suferință, prin dispreț. O simțim deja de acum, dar s-ar putea să vină și suferință. Dar aș vrea să vă spun că dragostea lui Petru pentru Iisus i-a mai adus lui Petru și altceva. Lauda, slava și cinstea îi este pusă deoparte la arătarea Domnului Iisus Hristos. Va spune el creștinilor în 1 Petru, capitolul 1, vorbind despre o încercare a credinței lor, pentru că încercarea credinței voastre, cum mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-L fi văzut. Credeți în El fără să-L vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Ce-i de făcut, fraților? Vrem să moștenim cu Domnul Iisus? Atunci când vine, și vreau să vă spun, evenimentul acesta se apropie de noi cu pași repezi. Atunci când vine, am vrea să ne găsească gata? Atunci, dragostea noastră față de El ar trebui să crească tot mai mult. Ar trebui să simțim responsabilitatea slujirii turmei care este a Lui. Poate veți spune, frații slujitori să facă asta. Nu. Slujirea este pentru toți copiii Domnului. Într-o anumită formă, în locul în care Dumnezeu te-a așezat, ești chemat să slujești Domnului și intereselor împărăției Lui. Să nu uitați, s-ar putea întâmpla să plătim pentru dragostea noastră față de Domnul, dar în final se merită. Pentru că vom căpăta o cunună nevestejită. Și am să vă spun o mărturie personală, o mărturisire. Poate că unii dintre dumneavoastră ați gândit ca mine. Câteodată am simțit că este greu să fii creștin.
Și odată când am cugetat la toate aceste lucruri prin care trebuie să treacă un creștin și în care trebuie să dovedească credincioșia lui față de Domnul, e adevărat, m-am gândit și la comuna aceea. Dar am zis în gândul meu odată, Doamne, m-aș mulțumi și cu o lună mai mică, mai amărâtă. Dar să fie un pic mai ușor. Pentru că gândeam atunci așa cum gândesc oamenii. Dar aș vrea să vă spun, dacă noi, prin ochii credinței, am avea harul să vedem frumusețea cununii, noi am spune acum altceva, am spune, Doamne, mai adaugă, fă-o tot mai frumos. Dacă am putea să o vedem. Dar pentru că nu o vedem, va trebui să ne gândim la ea prin credință. Aș vrea ca dragostea în inima noastră să crească. Și aș vrea să vă spun că dacă vom avea dragoste față de Domnul, nu ne va fi greu să împlinim poruncile Lui. Știți cui îi pare greu să împlinească poruncile Domnului? Aceluia care are o dragoste superficială. Când îl iubești cu adevărat pe Domnul, de dragul Lui poți orice. Doamne, umple-ne de această dragoste pe toți amin. Amin. Așa să rog, timpul s-a spus și m-am gândit, stând aici pe bancă, din ce vorbea foarte iosit, m-am gândit aceste cuvinte și aceste întrebări, de fapt, întrebarea care a fost pusă de 3 ori. M-am gândit de ce a rămas până în zilele noastre, aproape după 2000 de ani, vorbim despre aceste cuvinte, ca și cum s-au întâmplat mai ieri. M-am gândit dacă sunt valabile și pentru noi, dacă este valabilă această întrebare și pentru noi. Oare este valabilă numai pentru, a fost valabilă numai pentru Petru, cum spunea fratele Iosif, cum spun unii comentatori ai Bibliei, de 3 ori Petru s-a lepădat și s-a pus întrebarea de 3 ori. Întrebarea mea este, ce ziceți dumneavoastră? Oare această întrebare ni se potrivește și nouă astăzi? Oare îl iubim noi pe Domnul Iisus Hristos? Poate cineva o să spună, este oarecum o vorbă care jignește să-l întrebe un creștin care este creștin de 3 ani, de 4 ani, de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani. Să-l întrebi, tu-l iubești pe Domnul Iisus Hristos? Parcă pare o întrebare puțin peste mână. Dar vreau să vă spun ceva. Întrebarea aceasta este valabilă și astăzi. Să mergem acasă cu acest gând. Oare îl iubim noi cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos spune că cine mă iubește, ce face? Păzește poruncile mele. M-aș ruga ca Dumnezeu să ne ajute în așa fel, ca iubirea noastră care o avem față de El, să o arătăm prin purtarea noastră, prin trăirea noastră în fiecare zi, și în mijlocul familiei noastre, și în mijlocul adunării, și în mijlocul oamenilor în care trăim. Domnul să ne ajute la toți. Amin. Vom să ne ridicăm în picioare și aș vrea, într-o rugăciune comună, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru seara aceasta, să-i mulțumim pentru cântări, pentru tot ce a fost aici. Ne-am bucurat în prezența lui Dumnezeu. Să-i mulțumim pentru cuvântul Lui. Eu personal, să știți, în ultima vreme, mă bucur așa de mult de fiecare dată când citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Nu spun aceasta ca o laudă, dar am găsit cu cale, mă duc în fiecare zi cu o oră înainte la muncă și până vin ceilalți colegi, citesc cel puțin o jumătate de oră în fiecare zi. Și așa de mult, singur acolo, mă bucur de cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să facă ca acest cuvânt să fie viu și lucrător în inimile noastre. Și să aducă roade. Ca în vremea în care va veni Domnul Iisus Hristos, așa cum spune cuvântul Lui, cu miile Lui de îngeri va veni pe norii cerului să găsească noi niște oameni, o roadă bine coptă și bine pregătită pentru împărăția Lui Dumnezeu. Amin. Amin.